Pe libertate și cu barca ne vom bate, da. Pe nimica nu te-am vinde, pe țiței și pe merinde, da. Pe tutine, sora noastră, plânge ploaia la fereastră, da. Libertate, libertate, ești mai dulce decât toate, da. Orice-ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice-ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Orice-ar fi în această viață, niciun preț de dragul tău nimic. Orice-ar fi în această viață, nu dăm libertatea pe nimic. Bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bere.
pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer vai, para, para. Goes.
domnul președinte, participanții pentru închiderea competițiilor sunt aliniați. A raportat arbitru principal Vitalie Oric. Liber. Liber. Nici nu m-am gândit că o să fie atât de interesant, atât de frumos, dar cel mai important, atâta maestrie, atâta dorință, fie volei, fie mini-fotbal. E prima acțiune în cadrul partidului și mulțumesc încă o dată domnului președinte de Criuleni, a Partidului Liberal, domnului Oleg Ogor, pentru această idee, pentru organizare, pentru tot ceea ce a făcut ca astăzi și ieri să ne întâlnim noi, colegii Partidului Liberal, aici, la această frumoasă competiție. Știu că toți ați dorit să obțineți această cupă. E și normal, e și firesc. Dar în sport, ca în viață. Eu sper totuși că sunteți mulțumiți. În primul rând că ne-am întâlnit aici, v-ați cunoscut, ați mai discutat și acest început va fi unul bun și în viitor. În al doilea rând, cine se duce acasă cu gândul că inima neîmpăcată, cu un gând așa că am pierdut, nu-i liberal. Liberalii tot timpul au o singură diviză. Să lupte, să câștige. Ca și în viață. Noi am câștigat azi, câștigăm mâine. Eu am devenit președinte a Partidului Liberal de azi, Partidul Reformei de ieri, în 98. Și partidul a devenit o forță abia în 2007, când am câștigat primăria municipiului Chișinău cu Dorin Chirtoacă. Și acea victorie ne-a adus victoria din 2009, unde am înlăturat guvernarea comunistă și am adus la putere Partidele Democratice. Au și ei meritul, dar nostru Partid Liberal e și mai mare, pentru că noi am câștigat cetatea. Și deci ne-am întins pe întreg teritoriu. Așa și voi. Azi, în rândurile domnișoarelor, doamnelor, cele mai bune sunt din filiala Ochniță. Mâine lucrurile se schimbă așa ca în viață. Poi mâine. Eu sunt mândru, sincer vă spun, sunt mândru de ceea ce am văzut ieri și astăzi. Dar câtă forță în afara terenului, ce suflete, câte emoții pentru echipa care a venit. Asta înseamnă mult. Asta înseamnă un început foarte bun. Asta înseamnă o călire. Asta înseamnă caracter. Asta înseamnă demnitate. Adică vă duceți acasă fiecare. Demn nu pentru că a câștigat, a luat locul 1, 2, 3, 4 sau... Demn pentru că ați participat. Participarea întotdeauna este cea mai mare victorie. Și eu cred că cei care au venit, aceia regretă, o să regrete. Dați voi în numele nostru, să spun așa, fiindcă este o competiție liberală între membrii partidului, să vă mulțumesc, vă doresc sănătate, succes și acest început să continuă și la anul. Peste un an și peste doi. Poate, într-adevăr, cum am zis și
ieri, mai vedem și în alte domenii. Avem și care cântă frumos, care dansează frumos, care dorm, nu rău. De toți. În societate și într-un partid, așa cum a dat Dumnezeu. Omul și lumea. Sunt de toți. Eu îmi doresc ca noi să fim cei mai activi, cei mai cu inițiativă, cei mai energici, cei mai luptători, pentru că noi ne-am asumat schimbarea până la capăt. După cum cunoașteți, lucrurile nu prea merg bine acum. Iată de ce noi, întorcându-ne acasă, trebuie să continuăm această muncă în afara terenului sportiv. Mulțumesc încă o dată tuturor. Nu vă întristați cei care locul 2, 3, 4. Important este că au câștigat anul. Cu diplă de onoare se decernează filiala Dubăsari pentru participare la turneul republican de volei feminin, organizat cu ocazia aniversării 20 de ani de la fondarea Partidului Liberal. 5-6 octombrie 2013. Președintele partidului Mihai Ghimbu. Diplome sunt mânate la întreg, la întreaga echipă. Se decernează filiala Hâncești. Diplomă locul 2. Se decernează filiala Ungheni. Locul 3. Îmi cer scuze, locul 3. Diplomă locul 2. Se decernează filiala Cimișlia. Întreaga echipă cu diplomă de onoare. Diplomă cu locul 1. Se decernează filiala Ocnița. Și nu Cupa Președintelui. Eu cred că echipa trebuie să o cunoaștem personal. Așa. Aici decernează filiala Ocniță. Țară Lungă Cristina. Coacea Mariana. Marina. Voleac Liliana. Lazar Mihaela. Мельник Анастасия. Плымодяла Бьянка Беатрис. Враби Екатерина. Domnul președinte, poftim, Cupa Președintelui. Se decernează filiala Cimișlia pentru participare la turneul republican la mini-fotbal organizat cu ocazia aniversării 20 de ani la fondarea partidului 5-6 octombrie, UTA Găgăuzia. Filiala Călăraș. Filiala Ielubin.
sectorul botanic a municipiului Chișinău. Filiala Dubăsari. Filiala Hâncești. Bravo, Hâncești! Sectorul Buiucani. Filiala Ungheni. Dacă n-ați bătut aici, bateți așa mâine să voi. Diplomă, locul 3. Se decernează filiala Râșcani, sector Râșcani, municipiul Chișinău, pentru participare la turneul republican de mini-fotbal, organizat cu ocazia aniversării 20 de ani la fondarea Partidului Liberal. 5-6 octombrie, președinte Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Cu diplomă de gradul 2. Se decernează filiala Ochnița. Locul 1. Se decernează filiala Criuleni pentru participare la turneul republican de mini-fotbal, organizat cu ocazia aniversării 20 de ani de la fondarea Partidului Liberal, 5-6 octombrie 2013. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimb. Se invite Aptenie Ion, Bernebec, Cuciu, Dicusar, Ungor Sandu, Ungor Oleg, Ungor Oleg, Guzun Vladimir, Efros Ștefan, Madeniun Măgdecești, Ursu Andrei, tot așa Măgdecești, și cu cupa președintelui este mânată deținătoarea locului întâi. Filiala Criuleni.